În weekendul acesta ne aflăm la Râșnov, acolo unde pe celebrul drum din Valea Cetății se desfășoară etapa a doua a campionatului național de viteză în coastă, respectiv etapa coronul 3-a diviziei secunde din cadrul acestei discipline, acolo unde ziua de sâmbătă a însemnat zi de concurs pentru cei 37 de piloți înscriși. Campionul antic trășidelul campionatului Eric Jolt Fazakaș reușește să obțină a treia victorie din atâtea posibile în acest sezon, Cosmin Caimac fiind contracandidatul său principal și fiind nevoit să se mulțumească cu poziția a doua. Cei doi au fost urmați atât la general cât și în clasamentul grupei A2 de către juniorul Peter Pasco, mureșanul pilotând la limită modelul Volkswagen Polo. După ieșire în decor în antrenamentul cronometrat, Cosmin Nopinesc reușește o revenire de senzație în manșele de concurs, obținând victoria în cadrul clasei A3 și poziția 4 la Opel. Acesta este urmat în clasamentul grupei sale de către două modele Seat, Andrei Petrescu reușind un loc 2 pe model Seat Leon, iar Gigi Badea obținând poziția 3 pe modelul Seat Ibiza Diesel. În cadrul clasei A1 nivelul a fost foarte ridicat, ritmul ridicat aducând din păcate cu el și două ieșiri în decor, Daniel Mereuț având parte de un ușor incident cu modelul Peugeot 106, iar Grigore Lepădatu având parte de o răsturnare spectaculoasă la bordul modelului Citroen C2 GT. Bogdan Duma are parte însă din nou de un parcurs impecabil și își adjudecă victoria, acesta fiind urmat în clasament de către Mădălin Neagu la bordul modelului Citroen C2 VTS ex Adimanta, și iar Daniel Mereuță reușește o frumoasă revenire și urcă până pe poziția 3 la finalul celor două manșe de concurs. În cadrul grupei B, spectaculosul Attila Iacab reușește să se impună la volanul modelului Subaru Impreza, acesta făcând spectacol pe parcursul întregii zile. Așadar, în campionatul național de viteză în coastă 2, Eric Jolt Fazakaș se impune, acesta fiind urmat de către Cosmin Caimac și de către Peter Pasco, pe poziția 4 venind Cosmin Oprinesc. În clasamentul Open al antrenamentelor cronometrate din CNVC, Octavian Ciovică reușește o excelentă manșă cu numărul 2, acesta impunându-se la finalul zilei cu un timp de 1.52.424. Pilotul brașovean este urmat de către Silviu Dumitrescu, revenit la bordul modelului Osela PA 2000, Emil Ghinea pe norma M20F, aflându-se pe poziția 3-a, atât la Open cât și în cadrul clasamentului dedicat prototipului. Pe poziția 4 la general se află liderul clasei SH-3000, Costel Cășuneanu. Lucian Rădus revine la bordul modelului Mitsubishi Lancer Evo 1.5 cu prima poziție la SH+3000, în timp ce Cosmin Oprițoiu are parte de o răsucire spectaculoasă în cadrul aceleiași clase. Șerban Andrei Sanu revine în duelul spectaculoasei clase SH-2000, ci nu oricum pe prima poziție în antrenamentele cronometrate. Acesta este urmat de către reșițeanul Cosmin Gruba, având întâietate în cadrul duelului modelul Golf 4 și reușind să-i fure poziția a doua experimentatului Alexandru Mitroi, aflat la etapa de casă. La SH-1600, Teodor Perimeni are parte de un forcing de zile mari și se impune cu modelul Peugeot 106, în timp ce la GT avem un duel de zile mari fiind doar 80 între Dodo Pițigoi pe Porsche și Mihai Leu pe Ferrari 458 Challenge. Dudu Șenche are parte de un parcurs de excepție în cea de-a doua manșă a antrenamentelor cronometrate, reușind să-i fure victoria localnicului Călin Manițiu, revenit după o pauză de un an la volenul modelului Subaru Impreza. Alin Cristea trece la N1 odată cu această etapă și se impune la volanul modelului Citroen Saxo, în timp ce la grupa A cel mai rapid este Ciprian Ciobotaru, acesta păstrându-și poziția din anul trecut. Experimentatul Cătălin Țuțuian face un forcing de zile mari și se impune la bordul modelului Renault Clio, iar la bătălia de la 1, Matei Voicu are întâietate în fața lui Marc Banca. Dominic Marcu pilotează la un nivel ridicat modelul Mini Cooper, reușind locul 54 la general, diversitatea fiind frumos conturată de contrastul nou istoric la istorice, Dorin Alexandrescu impunându-se, iar la Dacia Revival Adrian Voicu reușind să vină pe prima poziție, acesta conturând într-un mod frumos ceea ce au semnat podiumurile zilei de azi. Așadar, Octavian Ciovică se impune în cadrul antrenamentelor cronometrate de la trofeul Râșnov Power by Pro X, acesta fiind urmat de către Silviu Dumitrescu și Emil Ghinea. Manșele de concurs vor începe duminică, începând cu ora 13:00 și vor fi transmise în direct pe Lux Sport Plus și pe social media Federația Română de Automobilism Sportiv, iar noi suntem Radu Lambrino și Ștef Raita și vă așteptăm mâine acolo în număr cât mai mare. Ne vedem pe live!